Berbec. Dimineața nu vă vedeți capul de treabă. Organizați-vă cât mai eficient. După amiază aveți ocazia să puneți bazele unei afaceri. Ca să nu aveți probleme, vă recomandăm să apelați la persoane cu experiență. Pe plan sentimental, puteți fi optimist. Taur. Situația financiară nu vă mulțumește deloc. În schimb, sunteți într-o formă intelectuală deosebită. Puteți avea succes la examene, concursuri, etc. Vă sfătuim să vă analizați serios perspectivele profesionale și să căutați noi oportunități. Gemeni. Colaborați foarte bine cu un partener de afaceri și reușiți să încheiați o tranzacție strălucită. Relațiile cu persoana iubită trec printr-un moment delicat, dar dacă sunteți dispuși să discutați calm, totul se poate rezolva. Vă recomandăm să nu neglijați activitățile casnice, dar nici odihna. Rac. Dimineața s-ar putea ca relațiile sentimentale să fie mai încordate. Vă sfătuim să nu vă ambiționați și să aveți răbdare, ca partenerul de viață să se calmeze. Se pare că sunteți nevoiți să plecați într-o delegație care se anunță destul de dificilă. Vă puteți descurca foarte bine, dar vă sfătuim să fiți foarte atent la acte. Ar fi bine să vă ascultați intuiția. Leu. Sunt șanse să începeți o activitate comercială din care veți câștiga bine. Sunteți apreciat de șef, ceea ce stârnește invidia colegilor. Vă recomandăm să acceptați munca în echipă. Nu faceți eforturi mari, riscați să aveți probleme cu sănătatea sau chiar un accident. Fecioară. Aveți un farmec deosebit și atrageți admirația celor din jur. Cu puțină atenție vă puteți descurca excelent în afaceri. Aveți ocazia să faceți o investiție importantă pentru casă. Vă sfătuim să evitați discuțiile în contradictoriu cu persoane mai în vârstă. Acordați mai mult timp familiei. Balanță. Creativitatea vă ajută să aveți succes la locul de muncă sau în afaceri. Planurile referitoare la o investiție serioasă încep să prindă contur. Vă recomandăm să nu vă neglijați familia. Ar fi bine să vă faceți timp și pentru odihnă. Scorpion. La serviciu reușiți să vă afirmați aproape fără niciun efort. Sunteți plin de energie și merită să valorificați momentul ca să terminați tot ce v-ați propus. După amiază s-ar putea să aveți o discuție cu un prieten pornind de la o datorie mai veche pe care nu a reușit să vă o înapoieze. Vă sfătuim să evitați speculațiile pentru că riscați să ieșiți în pierdere. Săgetător. Este o zi bună pentru a trece la schimbări în domeniul afacerilor și pe plan sentimental. Sunt șanse mari să prindeți un contract de colaborare. Relațiile cu cei din jur sunt foarte bune, însă vă recomandăm să fiți mai îngăduitor cu o persoană din anturajul dumneavoastră. Capricorn. Dimineața nu prea reușiți să faceți ce v-ați propus, pentru că intervin o mulțime de evenimente neprevăzute. Vă sfătuim să nu vă enervați și să fiți perseverent. După amiază veți face cunoștință cu o persoană care vă dă câteva idei de afaceri. Vă sfătuim să vă consultați și cu partenerul de viață. Vărsător. Este foarte posibil să se petreacă ceva deosebit pe plan social sau în relațiile sentimentale. Sunt favorizate relațiile de parteneriat, întâlnirile de afaceri și investițiile pentru cămin. Vă recomandăm să vă ascultați intuiția. Spre seară, un prieten vă dă o veste bună. Pești. Sunteți foarte bine dispus, iar relațiile cu cei din jur decurg fără probleme. Pe plan financiar nu stați grozav, dar puteți avea succes în chestiuni casnice și în societate. Seara vă simțiți foarte bine într-o vizită la prieteni, unde sunteți în centrul atenției. Evitați exagerările!